l-avem invitat, așa cum promiteam, pe Robert Tudorache, expert în ceea ce înseamnă partea asta de energie la momentul acesta, a fost secretar de stat, consilier local la Pitești, ceea ce nu poate decât să ne bucure că avem un om care se pricepe din măruntaiele energiei pe zona asta și ne poate ține la curent, la cald, cu toate discuțiile care au avut loc, inclusiv, înțeleg, zilele trecute la București. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație, mă bucur să mă aflu aici în dimineața aceasta și... Da, au fost și sunt foarte multe discuții legate de acest subiect fierbinte ce ne preocupă. Acest subiect fierbinte care ne răcește pe noi iarna asta. Din păcate, da, ne va răci și ne va răci cu un preț destul de mare, sau să spunem, ne va ustura foarte tare la buzunare. Am debutat prost, ca să spunem, și în iarna aceasta cu pregătirile sezonului rece, ca să zic. Ca de fiecare dată, ca un făcut în România, când vine iarna, apar sau ies la iveală toate problemele pe care le are acest sistem. Ne prinde nepregătiți, domnule. Asta e povestea vieții noastre. Bun. Acum ne prinde nepregătiți din alt punct de vedere, pentru că în ceea ce privește înmagazinarea, sunt convins că colegii mei de la depozit, foștii mei colegi, au efectuat tot ce este necesar ca noi în această iarnă să avem asigurate rezervele de gaze naturale, nu fac probleme în punctul ăsta de vedere. În schimb, ce mă îngrijorează acest salt extraordinar al prețului la atât la energie electrică cât și la gazul natural. Celebra liberalizare, discutată, acceptată unanim de toată lumea într-o formă sau alta, dar nepregătită în niciun fel de statul român. Eu aș spune mai degrabă că noi acum plătim practic prețul acestei tranziții juste către Pactul Verde European. Adică este un preț pe care evident îl plătește toată Europa. Acum creșterea... Doar o secundă, e o chestie importantă ce a spus și foarte interesantă. Plătim prețul ăsta. Dacă lumea plătește prețul ăsta, un stat care probabil că în ultimii 20 de ani, uitându-ne la industria, a poluat mult mai puțin, un stat care are beneficii pe zona verde mult mai puțin, un stat care merge astăzi și spune Uniunii Europene, atenție, în PNRR-ul ăla în care vreți să ne dați voi nu știu câte miliarde pe tot ce înseamnă zona verde, pe noi ne interesează pentru că noi suntem cu 50 de ani în urmă. Voi discutați despre încălzire prin eolian, prin solar și așa mai departe, sau prin electric și noi încă avem jumate din case care se încălzesc cu combustibil fosil, cu lemn, cu cărbune. Foarte adevărat că există diversitate între toate statele membre ale Uniunii Europene, însă și noi la rândul nostru ca stat european tindem să ajungem, eu știu, acolo unde sunt ceilalți, să-i prindem din urmă. Da, spuneam că este prețul pe care îl plătim către această tranziție, către o energie verde. Din păcate, această tranziție depinde de fiecare stat în parte cum o face și cum și-o pregătește pentru propria populație. Asistăm acum la un moment extrem de delicat al nostru ca țară și în acest context, în contextul energetic, întrucât ne-a prins total nepregătiți. Cu toate că aveam toate premisele să facem cel puțin câțiva pași importanți, astfel încât să nu ne afecteze atât de tare această creștere bruscă a prețului la energie electrică și la gazele naturale. În contextul actual, în piață se discută foarte mult că pe fondul creșterii prețului la gaz și de fapt al creșterii cererii globale de gaze naturale, asistăm acum la această creștere exorbitantă a prețului la gaze. În medie, în Europa, acum se vinde megawatt undeva între 181 de euro și 146 de euro în România. Adică noi plătim undeva cam la jumătate, ceea ce nu este normal având în vedere că suntem al doilea mare producător de gaze din Europa. Să vreau să zic că diferențe... Și cum spunea și mai devreme, avem și acest specific, adică avem resurse, dar în același timp plătim un preț extraordinar de mare și da, încă nu suntem pregătiți la nivelul salarial al celor din restul Europei.
La ora actuală se discută în cadrul Comisiei Europene de un fond social pentru climă, în jur de 70 de miliarde de euro, care va avea ca și componență eficiența energetică, renovarea clădirilor, transportul curat și, ce este important, sprijin la facturile de energie. Probabil că și ministerul nostru de resort va apela la acest fond și va încerca să reducă impactul asupra populației, impactul prețului acesta asupra populației. În cât timp se va putea întâmpla o corelare între piață și măsurile guvernamentale, astfel încât oamenii să simtă direct în buzunar, pentru că lumea este, urmăream toate posturile naționale, toți moderatorii, toată lumea, toți politicienii înțeleg un lucru la momentul ăsta, că nu ne mai sperie dezastru pe care îl practică guvernarea actuală la vârful politicii, jucându-se de a politica în continuare și mai puțin de a guvernarea, nu ne mai sperie coronavirusul și pandemia, când ne sperie că vor veni facturile peste noi, care facturi vin colosale după o serie de creșteri de prețuri de până la 100, 200, 300% la alte produse. Ceea ce ne face, pe de o parte, extrem de vulnerabil ca societate pe ansamblu și extrem de necompetitivi ca oameni care am vrea să mai producem măcar un cui în țara asta. Mi-e foarte dificil să răspund eu la această întrebare, însă ce pot să spun cu siguranță și cred că toată lumea a observat lucrul acesta. Până pe 25 septembrie, din nefericire, suntem în stand-by sau, să zicem, pe pauză. Adică, de azi ne luăm popcorn, cum ar veni, să așteptăm un weekend congresul PNL-ului. Da, din nefericire, această pauză în guvernare se regăsește astăzi și în acest domeniu. Pentru că, să ne aducem aminte că, practic, din iulie au început prețurile să crească. Deci, mâine pe mine se face o jumătate de an. Aveam, zic eu, suficient timp încât să mișcăm un pic mai repede măsurile de protecție pentru consumatorul vulnerabil, pentru că aceste măsuri sunt venite tocmai pentru a îndepărta sărăcia energetică, să spun, să mă exprim la maniera asta, întrucât vor fi clar persoane care nu își vor permite achitarea facturilor în această iarnă și nu poți să ții această categorie de persoane fără cele necesare unui trai decent. Ori în condițiile actuale mi-e greu să cred că aici a fost vorba de reavoință, pentru că din punctul meu de vedere datoria oricărui politician este în principal aceea, când ajunge în fruntea unui minister sau este de a-și face treaba, și cred că fiecare la rândul lui își dorește să lase ceva în urma sa. Nu cred nici că este neștiință, pentru că am stat aproape 3 ani de zile în acest minister, Ministerul Energiei, și știu ce fel de oameni capabili și bine pregătiți sunt în acel minister. Deci nu pot să am decât această explicație, că această pauză în tot ceea ce înseamnă guvernarea la ora actuală ne-a adus aici în această situație.